Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire, Ioana Brușten sunt, mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Astăzi, alături de noi, în studio, doi invitați pe care deja îi cunoașteți dacă sunteți prieteni ai București FM, revin în studioul nostru, Alexandrina Carmenene, psiholog, psihoterapeut și doctor în psihologie clinică, psihopatologie și procese creative. Carmen, bine ai venit! Mulțumesc! Mă bucur să fiu alături de tine, Ioana, și alături de Sorin. Și Sorin Lucaci, psiholog și coordonator de evenimente al Editorii Herald. Sorin, bun venit! Mulțumesc mult pentru invitație! Așa că deja cred că ați înțeles despre ce este vorba. Avem o nouă carte, o să vă și arăt în acest moment, o nouă carte pe baza căreia discutăm astăzi despre căutarea sensului. Sensului vieții. Acesta este și titlul cărții, Căutarea sensului. James Hollis este uh, autorul, apărută, evident, de curând la editora Herald. Mă gândeam că puțini oameni uh, n-au ajuns la un moment dat în viața lor să-și pună această întrebare sau să-și pună această problemă a sensului vieții. Uh, ce caut eu în viața mea, cum spun glumele, care este rolul meu, care este sensul a ceea ce trăiesc, a ceea ce se întâmplă, care e sensul mai adânc, mai, mai semnificativ al vieții mele? Nu? Desigur, căutarea sensului este ceva ce merge în mod natural în viața noastră, în momentul în care, să zicem, am reușit să bifăm câte ceva. Am crescut și eu din, din mititelul sau mititica fetiță sau băiețel care eram pe lângă casă sau în, în casa părinților mei. Am făcut niște studii, am urmat o școală, am ajuns să mă căsătoresc eventual sau nu, sau să trec prin niște relații semnificative. Am devenit părinte sau. Poate nu? Adică, cursul și al vieții. Dintr-o dată mă pot trezi că stai puțin, dar ceva lipsește. E ca și cum, deși am împlinit toate aceste așteptări pe care familia mea de origine, comunitatea mea, societatea mea le avea de la mine, ceva, ceva fundamental parcă lipsește din viața mea. Și parcă eu nu mă mai regăsesc. Parcă e un gol în mine, un vid și aș vrea să-l umplu, dar nu știu cu ce. Și atunci poate că s-ar putea să mă trezesc că încep să-mi pun întrebări, dar de fapt, care e rostul meu în această lume? De fapt, care e chemarea mea? Care e vocația mea? Pentru ce sunt aici? Și cum de sunt aici? Cine sunt eu? Ce sunt eu, de fapt? Și care este menirea mea? Cât de greu se obțin răspunsurile la aceste întrebări existențiale? Uh, răspunsurile se obțin cu măsura uh, zbaterilor, conflictelor și a suferinței de care vrem să ne îndepărtăm uneori. Ele nu vin ușor și este ceea ce spune și James Hollis în acest text. Uh, pentru că tot avem această tot mai uh, frecventă uh, invitație la răspunsuri simple de tip New Age. Las că dau eu o rețetă în trei pași, în trei ore. 5 puncte, zile. Și o să zile. vezi că nu -o, o să ai parte decât de fericire, bunăstare uh, și toate problemele tale o să dispară ca prin minune. În momentul în care Poți să înveți acești trei pași simpli, și o să fii ca nou, și viața ta o să fie ca raiu. O pe falsă pământ. abordare, înțeleg, să nu ne lăsăm păcăliți. Sau o abordare mai degrabă naivă, copilărească, infantilă, după cum spune uh, James Hollis, și care exclude complexitatea vieții noastre. Complexitate care se naște din. A ne descoperi prin suferință uneori, prin conflicte, prin ceea ce pare că nu e de ajuns, pentru ceea ce vrem să fim și n-am dorit să ne se exprime prin noi. Înțeleg că trebuie să ne, asumăm, să ne asumăm și partea neînsorită a vieții, deși, într-adevăr, este sau a fost multă vreme un curent acela de a căuta numai uh, lucrurile bune. Să fim fericiți, să fie totul simplu, să curgă de la sine, uh, să nu fie cu mare greutate. Nu, hai să nu ascundem și această parte uh, și să facă uh, parte din viața cea de fiecare zi care ne definește pe noi până la urmă. Da, cu atât mai mult cu cât James Hollis spune că, de fapt, cea mai mare provocare și căutarea fiecăruia dintre noi, ca ființe, ale acestui pământ, este o căutare a întregirii, mai degrabă decât noi putem să fim furați de consumerismul modern și să avem senzația că prin a avea lucruri sau a deveni oameni buni, e suficient. Despre asta este viața. Dar, de fapt, el descoperă, la fel ca și duce mai departe și teoriile lui Jung, pentru că el este uh, analist jungian, James Hollis, uh, descoperă că, de fapt, și renuanțează Că noi, de fapt, avem nevoie să învățăm să fim cât mai întregi. Și cât mai întregi înseamnă cât mai complex, și cât mai complex și înseamnă cu lumini și cu umbre. Înseamnă să fim conștienți de dubletele astea pe care le purtăm cu toții, și care se. adică suntem în egală măsură și generoși dar și zgârciți în momentul în care vedem generozitatea în cineva, uh, s-ar putea să uh, lipsească această perspectivă. Dar eu în ce momente sunt generos și cu cine? În, acest, în ce aspecte ale vieții mele? Și în ce uh, moduri sunt mai degrabă zgârcit, zgârcită cu mine și cu ceilalți? Sorin, am văzut că aprobai ceea ce spunea Carmen mai devreme, mă gândeam cum a intrat James Hollis în uh, familia Herald, cum uh, ați ajuns să uh, îl editați în limba română. Am scos prima carte anul trecut, iarăși o recomand uh, și este o carte pe care Carmen o știe foarte, foarte bine și am tot făcut materiale pe marginea ei, este vorba despre numbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților, în aceeași cheie perspectivă iunghiană, Uh, acum a venit rândul cărții Căutarea Sensului, e posibil să mai scoatem, poate până la sfârșitul anului sau la începutul anului următor, un alt titlu din James Hollis. Eu de altfel mă să sincer că îmi doresc și un interviu cu James Hollis. Uh, cine, cine își dorește în completarea cărții să afle mai multe lucruri, uh, James Hollis are un interviu realizat de un uh, podcaster celebru dar îmi scap acum numele dacă vi-l aduceți voi aminte bine, Alexander e, și Andrew Huberman a avut sau Andrew, recent Andrew Huberman, despre asta era vorba și eu Alexander așa, uh, în care James Hollis uh, spune niște lucruri senzaționale despre căutarea sensului în timp ce ascultam pe Carmen chiar mi se derulau așa în, în minte mai multe filme că uh, sunt, circulă și un uh, filmuleț uh, pe uh, Facebook pe care l-am făcut eu, așa vreo 35 de secunde cu vocea mea, și sunt foarte mândru de, de el, despre această carte și despre James Hollis, în care ideea este în felul următor: Societatea ne învață să apreciem și să ne dorim, nu știu, niște lucruri în viață: competiție, putere, cum spunea Carmen, să, a, să, să ai în sensul de acumulare mai mult decât să fii. Și ai senzația la început, nu știu, la 20, 20, 30 de ani pe baza unor modele deja pe care le-ai văzut, că dacă ai o casă superbă, dacă ai o mașină, dacă ai uh, nu știu ce altceva din zona asta materială, o carieră e suficient și îți dai seama, uite, eu am întâlnit uh, uh, femei la 40 de ani, care după o carieră extraordinară și-au dat seama că de fapt lucrul care le lipsește și care poate le împlinește în viață este un copil. Și lucrul invers, care o mămică cu un copil sau doi copii, după ce a avut 15, 20 de ani, poate și mai mult, de carieră, la 40 de ani plus face o reconversie profesională. Și de la o banală profesie, nu știu, habar n-am, nu vreau să nu știu, vine acum în minte contabilă sau ce, la ce vă gândiți voi, se duce către psihologie și văd extraordinar de multe exemple și e foarte interesant și mă bucură lucrul ăsta. Deci îți dai seama că așa cum a spus și Carmen, care e vocația ta? Care este menirea ta? Ce dă sens vieții tale? Dincolo de niște roluri sau măști, deși măști, dacă le spun măști, au niște conotații mai peorative, mai așa. Dar dacă le spun roluri, noi îndeplinim niște roluri sociale. Acela de colegă, de prietenă, de soție, de mămică, de. Da. Dar, de fapt, trebuie să fim din toate câte puțin. Exact. Un ansamblu de roluri, exact. să jucăm în viața aceasta ca să fim împliniți. Da, foarte, foarte interesantă povestea asta. Mă gândesc că astfel de cărți, cum este cea despre care vorbim astăzi, a lui James Hollis, presupun că trebuie să aibă un public un public dedicat, un public specializat, oameni care sunt dispuși, care își doresc și care pot să-și pună întrebările astea și să schimbe ceva în viața lor. Se vorbește foarte mult de superficialitatea care caracterizează, să spunem, societatea în momentul ăsta și despre cum spuneați și voi, poate aplecarea către Partea materială a lucrurilor către a avea, nu către a fi, dar faptul că astfel de cărți au succes, au cititori, înseamnă că există o șansă și că sunt mulți oameni care își pun aceste întrebări și care vor să se definească pe ei și să-și găsească sensul real, să-și descopere sinele autentic. Este foarte adevărat. Ceea ce totuși aș vrea să menționez cu privire la această carte este că este scrisă într-un limbaj foarte accesibil. Și publicul Asta e larg. foarte bine. Și asta poate să fie și ca urmare a faptului că este o transcriere a unor interviuri pe care le-a dat alungul timpului James Hollis și limbajul oral transpus în text este mai ușor de urmărit și de înțeles și de omul care, să zicem, nu are studii de specialitate sau informații uh, legate de ce înseamnă analiză iungheană, ce înseamnă umbră, ce înseamnă transfer, ce înseamnă proiecție pe care, de exemplu, concepte extrem de importante și pe care le explică James Hollis cu atâta larghețe în această carte. Practic, James Hollis, dincolo de faptul că face și o invitație la sme a fi smerit, a fi smerit înseamnă să-ți dai seama Că momentul în care crezi că știi cine ești de fapt ești în impas hmm. și că asta înseamnă un fel de aroganță aroganță cu privire la lume și la ceea ce ți imaginezi tu că ai ajuns să uh, cunoști despre tine și despre funcționarea celorlalți în lume prin urmare invitația este la o descoperire continuă prin interogații, prin întrebări pe care ai putea să ți le adresezi cu privire la modul în care te-au afectat pe tine, două elemente care sunt extrem de importante și care țin de rănirea stimei de sine extrem de uh, profunde și care afectează fiecare copil în parte. Copleșirea și abandonul. Când te-ai simțit copleșit și când te-ai simțit abandonat. Și cum încerci să rezolvi la vârsta maturității cu strategiile acelea de fetiță și de băiat, încă durerile astea ale copleșirii, mă simt copleșit sau din potrivă mă simt atât de singur, neînțeles, am senzația că ceilalți nu pot să mă vadă, să mă audă și să mă recunoască. Și sunt trei mecanisme fundamentale despre care vorbește James Hollis în căutarea sensului și pe care cu care oamenii funcționează... Pa poate o viață întreagă fără să-și dea seama că sunt repetiție, că de fapt nu-și trăiesc viața și că nu s-au așezat de fapt într-o viață a lor care să fie doar a lor, o cale a lor care să nu se ne poate cu anima care să fie doar a lor dincolo de convenții, dincolo de clișee, dincolo de ce așteaptă tata și mama de la mine, adică dincolo de complexele matern și patern, așa cum sunt denumite în analiza iunghiană. Și cu toții, în încercarea noastră de a face față cupleșirii sau abandonului, ne folosim de trei mecanisme fundamentale de evitare Evit să mă simt copleșit sau evit să mă duc într-o situație în care să mă simt singur uh, de uh, putere. O să caut eu să am puterea asta asupra celorlalți, să-i domin, să îi fac să asculte de mine așa, pe măsura neajutorării pe care am simțit-o când eram mic și eram în. Uh, uh, la cheremul părinților, familiei, învățătoarei, profesorilor. Rana de neputință. Și cel de-al treilea, da, dincolo de evitare, putere, este acel, acea capitulare, acea, acel compliance, acel a face pe plac ca să nu dezamăgesc și să nu risc să pierd afecțiunea, susținerea uh, celorlalți. Și despre care vorbește și Pete Walker în da. PTSD. Există vreun uh, adult care să ajungă la vârsta maturității fără să poarte în sine rănile acestea ale copilului care a fost? Eu nu prea Sp cred, deși nivelurile de rănire pot fi foarte diferite. Adică intensitatea cu care am fost răniți Poate de asta am fost lumea răniți. nu e prea dreaptă. Poate am fost răniți fără să realizăm și la asta mă gândesc, mm -hmm. pentru că sunt atât de subtile aceste lucruri câteodată, ajungem să le purtăm în scrise noi și nici măcar, măcar să nu știm, să nu realizăm că uh, s-au întâmplat odată și ele, uite, ajung să ne marcheze pe termen lung. Sigur nu avem cum să nu fi fost răniți pentru că părinții noștri au fost diferiți de noi și ceea ce spune James Hollis în fiecare dintre noi este o reprezentare a unui părinte care a eșuat. Uh, și noi suntem diferiți de copiii noștri, înseamnă că o să-i rănim și noi la rândul nostru pe ei și o să transmitem cercul acesta mai departe? Sigur, cu măsura ignoranței noastre, cu măsura incapacității noastre de a ne retrage proiecțiile. De fapt, o viață întreagă o misiune la care ne îndeamnă James Hollis este aceea a retragerii proiecțiilor, în așa fel încât să devenim oameni mai conștienți de umbrele noastre, chiar dacă nu e ușor să te vezi, să te vezi cu ce nu-ți place, să te vezi cu ceea ce ai vrea să fie altfel la tine. Ce înseamnă să-ți retragi proiecțiile, de exemplu, în relația cu copilul tău? Dacă ai vrea, hai să luăm un exemplu concret, Ioana. Ce zici? O chestie care te deranja pe tine în... sau care apărea frecvent în relația cu copiii tăi? Nu cred că deja m-am și gândit cumva, mm. s-au legat sinapsele și ce m-am regăsit de-a lungul timpului, folosind câteodată aceleași expresii ca și. Mama, mai departe, chiar dacă la vremea respectivă n-aș putea spune că mă făceau fericită, un fel de automatism mm -hmm. la asta se referă. Și expresii și reacții. Și, și reacții și, da. re -expresii și reacții. Și eu mă surprind pe mm -hmm. mine în anumite momente că am niște reacții uh, apropiate, da, deci nu asemănătoare, că clar. Apropo de ce, întrebarea pe care ai pus-o lui Carmen uh, mai devreme, important este ca noi, când se rupe cercul ăla vicios, noi să conștientizăm de fapt toate aceste probleme. Pentru că în momentul în care le-am conștientizat, bă, stai puțin că lucrurile nu sunt chiar așa. Bunicii, străbunicii au transmis bunicilor, fără conștientizare. Bunicii au transmis părinților mei. Părinții mei, la rândul lor, mi-au transmis mie. Unde, unde întrerup eu cercul ăsta vicios? Stai puțin că nu, lucrurile nu stau chiar așa. Hai să văd cum mă raportez eu la relația cu copilul meu. Și eu pot să învăț împreună cu el. Și uite, cărțile ne ajută foarte mult. Uh -huh. Și atunci, eu pot să mă raportez la el și la, uh, la relația cu el nu de pe modul copilul interior, băiat sau fetiță, după caz, rănit. Uh -huh. Ci... Al adultului întreg. Adultul matur întreg. Îl a vindecat. Există un hit la modă, mi-am adus aminte, care are în versuri exact chestia asta. Ajungi să vorbești cu cuvintele lui Taicătu. Deci se duce exact în această, în această idee, adică să le vorbești copiilor tăi. Bun, notasem aici despre criza de identitate și criza vârstei mijlocii. Iată două crize de care tot așa nu cred că e scutit cineva. E, da. Mai mult sau mai puțin, că știi cum se spune apropo de Hollis e, și el vorbește foarte pe larg în, în umbra lui Saturn despre rănirea bărbaților, uh, mai mult se vorbește despre criza vârstei mijlocii la bărbați, mai puțin la femei, deși sunt convins că o criză identitară există și într-o parte și în alta, dar mai mult se vorbește despre despre bărbat că vezi, uite, și asociem și cu relațiile uh -huh. de cuplu la 40+, plus când un bărbat are și carieră și profesie și copii și casă și femei și de toate, Păi îți dă seama că ceva lui îi lipsește. Da? nu știu, simte nevoia să mai arate că, uite, poate fi mascul și mai curge testosteronul prin el și nu s-a terminat, da? Și atunci îl vezi că se îndreaptă ochii și iese cu un picior din relația cu soția și se uită după tinerele de 20-30 și de ani. E, ce se ascunde în spatele unei astfel de, da? Poate să se ascundă viața netrăită Ei, uite, a răspunsul. părinților lui, de exemplu, și să-și să dea, și să -și dea seama că, de fapt, am trăit într-un clișeu am. Am avut viața pe care au dorit-o ai mei pentru mine. Eu nu sunt pe calea mea, eu nu mi-am dorit asta. Hmm? De fapt, nici nu măcar nu, nu mi-aș fi dorit să fiu un punct în care mă aflu acum. Pentru că nu e povară mai mare pe care să o transmită un părinte copiilor lui decât asta, viața lui netrăită. Și viața netrăită înseamnă, de fapt, ce? Viață neanalizată, viață fără introspecție. Pentru că nu trăiești ceea ce nu știi că ai putea să trăiești, pentru că încă n-ai descoperit. Că e uh, important să uh, uh, îți dai voie, să ți îngădui, să te duci și pe acolo, să uh, explorezi acele variante. Și James Holly are, apropo de ce a zis uh, Sorin mai devreme, un exemplu cu o femeie minunată de 40 de ani, care avea tot așa, cect bifate toate elementele, Făcuse avea copii, avea exact tot ce se aștepta, exact, aștepta de la ea și are un vis extrem de important pentru a analiza. Iunghiană, uh, visele uh, sunt uh, extrem de uh, bogate și reprezintă uh, încercarea creierului nostru de a procesa ceea ce nu ne îngăduim poate conștient să știm despre noi, sunt mesajele inconștientului nostru și uh, are un vis în care uh, poate singura persoană pe care a simțit-o susținătoare în copilăria ei, suportivă, îi spune, e timpul să mori. Și se sperie foarte tare. Ajunge, nu cumva o să fac vreo boală sau o să mă trezesc că se întâmplă ceva cu corpul meu. Adică ea ad literam, sensul visului. De fapt este și, de, schimbare. Exact, este vorba despre o moarte a ceea ce credea ea că este până atunci și o descoperire a ceea ce este de fapt, pentru că abia atunci după ce pleacă copiii din cuib, rămâne timp și spațiu pentru noi și pentru a ne descoperi, dar eu ce sunt? chiar Hollis povestește cum uh, a plonjat într o depresie, într un pui de depresie, de toată frumusețea în momentul în care Fica a plecat <cute> din uh, din cuib și cum a fost nevoie să-și retraducă într-un mod în care să-și să susțină fica, să-și explore, să exploreze viața și să se deschidă că, către propriile uh, sensuri și propria ei cale, și să-și retragă această investiție parentală, să-i îngăduie să zboare din cuib. Nu a fost ușor. Înțeleg că uh, această senzație a lipsei de sens este foarte răspândită. Că o recunoști, că admiți că există sau nu. Ea este. Uh, cum ne ajută James Hollis uh, ca să ne reconectăm cu scopul nostru în viață? Cum face lumină? O să mă folosesc acum uh, referitor uh, la uh, întrebarea pe care ai adresat-o o să... Și având în vedere că și tu tocmai ai publicat o carte, Trezirea Bufniței, o să menționez faptul că este ceea ce se întâmplă și cu personajul din cartea ta, Irina. La un moment dat, descoperă că viața în care a crezut până atunci nu mai are sensul pe care îl știa și că totul se năruie, că momentele astea de criză existențială, de conflict, așa cum uh, uh, ai nuanțat și tu în cartea ta prin uh, personajul Irina, sunt momentele care au cel mai mare potențial și vin cu această chemare a sinelui, cum spune James Hollis, James Hollis spune, e un fel de chemare a sinelui autentic, trezește-te, lasă deoparte tot ceea ce vor ceilalți de la tine, lasă deoparte toate aceste proiecții pe care ceilalți le-au pus asupra ta și descoperă cine și ce ești tu și care este calea ta. Și el dă un exemplu și cu o cântăreață care pe scenă s-a apucat să se radă cheală pe scenă, și care după aceea pe el l au invitat la emisiuni să-l întrebe ce a apucat-o pe nebuna asta de a făcut gestul ăsta. Uh -huh. Și el ar fi vrut să spună: este era chemarea sinelui ei, era chemarea disperată a sinelui ei de a renunța la tot ceea ce se așteptau ceilalți de la ea. Era un, un strigă disperat acolo, din adâncurile ei: Uită-te și la mine! Uită-te, nu ai nevoie de toată această pleiadă de admiratori care nu te văd, nu te aud, nu știu cine ești de fapt. Așadar, ca să determini și să te conectezi cu scopul tău și cu țelul tău, trebuie neapărat să treci prin, printr-un moment dramatic. Trebuie să uh, fie ceva care să te zgâlțâie din toate puterile. Nu neapărat. Ar fi mai lin și mai frumos dacă ne-am adresat întrebări de-a lungul întregii noastre vieți și dacă am avea ca scop să ne retragem uh, proiecțiile, să ne cunoaștem, să ne apropiem și să ne punem foarte multe întrebări cu privire la ceea ce credem că vedem, auzim suntem sau sunt ceilalți. Doar că pentru cei mai mulți dintre, cei mai mulți dintre oameni au nevoie de un șut în fund. Adică descoperă, își descoperă resursele în momente de criză, în momente în care conflictul intern capătă proporții foarte mari, momentul în care viața lor devine furtună, și aproape că există riscul să se prăbușească în această furtună. Sorinție, ți se pare la fel că oamenii își pun suficient de mult întrebări sau doar atunci când îi obligă viața prin diverse feluri din acestea mai contondente, să spunem? Nu știu, cred că de la om la om, zic eu. Adică uh -huh. sunt oameni care își pun întrebări de-a lungul vieții cine sunt, de unde vin, ce fac eu pe pământ și încotro mă drept? și sunt oameni care în momente de criză își dau seama că, știi cum e, ți-a ajuns cuțitul la os, că mai jos de atât n-ai unde să cazi <laughs> și din, de, din acel moment se produce ridicarea, ca să zic așa. Este un soi de catarsis, zic eu, un soi de purificare prin suferință. Da, suferința este transformatoare într-o mare măsură. Da, o să fie, o să fugă cei care ne ascultă când o să ajungem la termenul suferință. În general, oamenii au tendința Fug de suferință, să da, dar... O elimină din viața lor, ceea ce bun este de înțeles. E ca și cum mai spune, întrebi pe cineva, auzi, dar unde te simți mai bine? În zona ta aia călduță de confort sau... E, cine își dă seama de e, importanța schimbării, zice până aici ies din zona mea de confort pentru că ieșind din zona de confort pentru mine este o oportunitate de creștere și dezvoltare rămân acolo, A, e călduț și cam asta e și eu sunt tot același un exercițiu de propus la final pentru cei care ne-au urmărit sau care poate vor vedea înregistrarea discuției noastre pe canalul de YouTube, care ar putea să fie prima întrebare pe care să-și pună despre ei și viața lor dacă n-au făcut-o până în acest moment. În ce aspecte ale vieții mele nu sunt suficient de matur? În ce aspecte ale vieții mele simt că nu mi-ngăduind de ajuns să trăiesc așa cum mi-aș dori? în ce aspecte ale vieții mele dau dovadă de mândrie, în ce aspecte ale vieții mele uh, fac mai degrabă pe plac celorlalți decât să mă ascult pe mine și să-mi ascult vocea internă. Deja au o grămadă de treabă, ca să spun așa, <coughs> încercând să răspundă la întrebările pe care le-ai propus tu. Asta este deja introspecție 100%, dar așa cum voi ați subliniat astăzi aici, în această discuția noastră, E mare nevoie de asta. Este mare nevoie pentru noi ca să fim noi, întregi, așa cum ar trebui să fim, în conexiune cu sinele nostru și cu scopul vieții noastre, să înțelegem exact de ce suntem pe acest pământ. Mulțumesc tare mult pentru, pentru discuția de astăzi. Le mai aduc aminte celor care ne ascultă că pot să caute această carte, Căutarea sensului, James Hollis, de la ea am pornit toată discuția noastră de astăzi, a fost fundamentul acestei întâlniri. Înțeleg că se citește ușor, cum ne spunea Carmen, și găsiți o mulțime de lucruri care ar putea să fie transformatoare pentru fiecare dintre voi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Ioana! Alexandrina Carmen Ene, psiholog, psihoterapeut, doctor în psihologie clinică, psihopatologie și procese creative, a fost astăzi aici împreună cu noi, și Sorin Lucaci, psiholog și coordonator de evenimente al editurii Herald. Ioana Brușten sunt eu, vă mulțumesc dacă ne-ați stat alături, eu sper că a fost interesant pentru toată lumea. Citiți! căutați această carte, citiți cărți în general, pentru că răspunsurile acolo le găsim în cărți și învățând de la oameni care știu foarte, foarte multe. Oricum, mai multe decât noi. Numai bine.